Cred că atunci când ai pe cineva bolnav în familie sau printre prieteni sau cunoștințe, cel mai greu de suportat este senzația de neputință, de inutilitate, de maximă singurătate. Și cea mai mare nevoie pe care o simți este aceea de a primi și a da iubire. Pentru că iubirea ne face să fim împreună, să fim conectați unul la celălalt, să simțim că merită lupta asta. Iubirea ne leagă de viață. Iubirea, cu manifestările ei foarte, foarte concrete, de fapt. Sprijin, suport emoțional, material, informațional. Suntem cu tine, nu ești singur. Te iubim!